Tradiția de altă dată de a organiza șezători promovată de elevii liceului Ștefan cel Mare din Rezina. Ei au pregătit în preajma sărbătorilor de Paști o adevărată șezătoare pentru bătrânii din azilul din localitate. Andreea la moșu să mai drămuiască. Moșu a rupt soara și a aruncat spre cer. Ei, ia că poți, n-așa am scăpat-o. Ce te gândești, dumneata, te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce e dat drumul? Că nu scapi așa ușor de mii. Ai înțeles? Sunt o adevărată bucurie acțiunile sociale pe care le realizează elevii împreună cu profesorii. Noi des venim la azilul bătrânilor pentru copiii noștri din liceu și a venit, uite, așa o idee din partea bibliotecarilor, zice, uite, haideți să încercăm și cu ocazia sărbătorilor de Paști să mai vedem. Și noi, desigur, că am fost de acord, fiindcă este foarte important să le arătăm copiilor ce tradiții avem și să fie păstrate. Din păcate, în ziua de astăzi sunt prea puține tradiții pe care le mai păstrăm. Și asta a fost ideea și copiii au acceptat-o cu plăcere. Scopul nostru este a fost de a veni aici la azil pentru a petrece o șezătoare folclorică cu genericul de la lumea adunate aici la azil de Pănate. Tematica activității a fost inspirată de opera marelui scriitor Ion Creangă, de nemuritoarele amintiri din copilărie, cu tradițiile, datinile de pe vremuri. Prezentarea obiceiului de pe vremuri a fost ca o alinare pentru bătrânii azilului, care au rămas emoționați până la lacrimi. Pentru ei, această șezătoare reprezintă o revedere cu anii tinereții. Mulțumim frumos fetilor din toată inima. Mulțumim că sunteți așa un colectiv foarte, foarte bun. Să ne-ați atras în inimile noastre foarte mari bucurii când am auzit pe dumneavoastră că ați cântat despre mamele noastre, ați cântat despre copiii noștri, despre tot. Așa am rămas toți foarte mulțumiți. Ne-ați adus un cadou atât de frumos din partea dumneavoastră, suntem mulțumiți. Din partea noastră v-am cântat și noi putem cânte, dar suntem bătrâni, dar o leacă s-ar putea. Toate sărbătorile creștine avem fericirea să avem așa vizitatori ca copiii din liceele noastre, din oraș, oameni cu inimă mare. Ne bucurăm foarte mult. Astăzi, cu ajutorul copiilor de la liceul Ștefan cel Mare, am avut ocazia să călătorim prin timpurile celea când se făceau șezătoarele la moldoveni și mă bucur foarte mult că sunt alături de obiceiurile noastre și le cinstesc. Ne bucurăm foarte mult și eu și beneficiarii noștri, pentru că vârsta beneficiarilor este aceea când își amintesc când au fost și ei mai tineri și au participat și ei la așa șezători. Și felicit pe toți cu sărbătorile pascale. Le doresc sănătate, să fie bunul Dumnezeu alături de toate familiile lor și să-i păzească bunul Dumnezeu de toate relele. La azilul de bătrâni din orașul Rezina sunt peste 20 de persoane în etate.